Ca de obicei, Hunedoara 1 TV a pregătit și pentru această săptămână câteva recomandări de timp liber. Chiar dacă meteorologii ne avertizează că vremea nu este propice pentru călătorii, totuși sunt câteva evenimente care nu trebuie ratate. Dacă nu ați făcut-o până acum, mai aveți puțin timp să cumpărați bilete la concertul aniversar și lansarea de album a trupei Pragul de Sus. Evenimentul are loc la Teatrul de Artă Deva, începând cu ora 19. Pragul de Sus este o trupă pop-rock care anul acesta aniversează 20 de ani de activitate neîntreruptă. Cu ocazia acestui turneu aniversar, Pragul de Sus va lansa albumul cu numărul 7, intitulat 20 de Praguri. Sâmbătă 19 octombrie, la Teatrul Ide Sârbu din Petroșani, începând cu ora 18, puteți viziona spectacolul Boliai, piesa cunoscutului autor hunedorean Valeriu Butulescu, ce povestește într-o formulă care mixează documentul cu ficțiunea artistică ultimele zile din viața genialului matematician ardelean Ianoș Boliai, cel care în secolul XIX a creat fundamentele geometriei neeuclidiene. Duminică 20 octombrie, de la ora 12, tot la Teatrul din Petroșani, spectacolul Framursul Polar, ce se adresează nu numai celor mici, ci și celor mari, deoarece cuprinde numeroase pilde despre viață. Tot duminică 20 octombrie, în satul Crișan din comuna Ribița, puteți participa la Omagiul lui Crișan, eveniment istoric local devenit tradiție în rândul locuitorilor din zonă. De la ora 14, spectacol artistic susținut de ansamblul profesionist Drăgan Muntean, dar și de tineri interpreții din cadrul Școlii Populare de Artă Deva. Tot duminică 20 octombrie, de la ora 17, sunteți invitați, tot la Teatrul de Artă Deva, alături de cei mai mici membri ai familiei, să descoperiți, împreună cu ansamblul filarmonicii Banatul Timișoara, comorile ascunse ale muzicii vocale, printr-un recital educativ ce conține atât lucrări importante ale muzicii clasice, cât și aranjamente ale unor coloane sonore pe care cu siguranță le veți recunoaște imediat. Evenimentul este dedicat atât copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, cât și adulților. Marți 22 octombrie, de la ora 11, Teatrul Tact și Teatrul de Artă Deva vă invită la Greierele și Furnica, un spectacol realizat după cunoscuta fabulă cu același titlu de Jean de La Fontaine. Greierele și Furnica este un spectacol interactiv despre generozitate și prietenie, un spectacol destinat copiilor de toate vârstele. Și nu în ultimul rând, mai aveți timp până la sfârșitul acestei luni să vizionați exponatele din cadrul expoziției de fotografie Fotoconvergențe la Castelul Corvinilor din Hunedoara.